Chakra iubirii de sine. Există o chakră care se află în spatele chakrei inimii, care este mai mică ca și dimensiune și este de culoare roz. Și această chakră, acest portal energetic, ne conectează cu iubirea de sine, cu acceptarea de sine și cu aprecierea de sine. Când este blocată sau când nu este complet activată, putem experimenta lipsa iubirii de sine. Dar nu știm ce înseamnă să iubim. Putem experimenta neacceptare și autocritică. Iar când această chakră este activată, experimentăm iubirea de sine, experimentăm iubirea în adevăratul sens al cuvântului, experimentăm acceptarea completă de sine și putem să ne apreciem, da? Știm ce este, cum se simte și ce înseamnă aprecierea de sine.